Astăzi, și probabil doar astăzi, vorbim despre hardware. Mai exact, astăzi vreau să vă arăt cum i-am asamblat PC-ul pe care îl folosesc pentru muncă, pentru editare video și pentru joacă, încă din decembrie 2020. Nu e genul de video pe care îl vreau să-l fac foarte des pe canalul meu, dar m-am gândit că poate vă ajută. Vreau să vă arăt ce componente am ales, cum le asamblez întâi pe test bench și apoi chiar în carcasă și evident și cum arată rezultatul final și biroul meu cu noul PC. Hai să vedem despre ce e vorba. Salut, dacă ești prima dată pe canalul meu, eu sunt Viorel și lucrez de peste 18 ani în IT. În mod normal vorbesc despre joburi, despre skill-uri, despre cum să îți îmbunătățești sau să începi o carieră nouă în IT. Însă astăzi vreau să vorbim despre unealta principală care face canalul ăsta posibil, dar mai mult face munca mea posibilă și, sincer, mult mai comodă. Așa că prima dată să vedem ce component am ales. Placă de bază foarte bună, socket IM4, deci foarte extensibilă, mă lasă să fac upgrade la procesor în următorii 3 ani fără absolut nicio problemă. Plus că Gigabyte e un brand destul de bun. Până recent eram fan Intel, dar AMD-urile astea noi sunt absolut imbatabile. Procesor ieftin, mid-range, foarte bun, o să-l upgradez curând, dar n-am vrut să dau triplu pe ultima generație. Apropo de răcirea procesorului, e prima dată când folosesc un AIO, deci răcire cu apă pentru procesor. Sper că se observă că e RGB, așa cum sunt mai toate componentele pe care le-am luat. Nu știu dacă e bine, dar mie îmi place mult ideea și am vrut să văd cum e. La memoria RAM am avut super baftă, am prins quad channel-ul ăsta de 64 de giga la jumătate de preț, cred că era ultimul de pe stoc, și se potrivește perfect cu specificațiile ideale de timing ale procesorului. Mi-am luat un SSD pentru sistem Windows și aplicații, 1 TB de performanță fantastică. Al doilea NVMe, SSD-ul buffer de procesare video și de jocuri. Și al treilea este un HDD de 6 TB de stocare pe termen lung. Nu avem nevoie de 1000W pentru sistemul ăsta, dar nu se știe niciodată cum îl va extinde. Plus că sursa e Platinum și deci are protecție și modularea curentului fantastice și am zis că merită. Da, și mousepad-ul este gigant și RGB, atât cât se poate. Tastatura e cea mai bună RGB de la Color Master, fiindcă așa sunt mai multe componente de ale mele și am vrut să am cât mai puține softuri de configurat RGB-uri. Iar mouse-ul, mouse-ul Logitech G502 e preferatul meu all time din ultimii, cred că 10 ani. Îl recomand călduros. Dacă tot am pariat totul pe RGB în build-ul ăsta, am vrut să am și niște stripuri RGB de lipit în spatele monitorului și țin să zic că se văd superb. În carcasă am schimbat un ventilator care îndrăznea să nu fie RGB cu unul RGB și am instalat și un hub USB pentru a conecta o parte din RGB-urile interne. Sunt conștient că prin asta arăt cât de bătrân sunt, dar m-am gândit că poate la un moment dat voi avea și nevoie de un cititor și scriitor de DVD-uri, așa că am luat un extern. În mod evident și boxele sunt tot RGB, de 20W RMS. Pentru setup-ul meu curent s-au destul de bine și sunt tot ce am eu nevoie. Dacă locuiești în București și nu ți-a ars în el vreun calculator sau vreun electrocasnic, mare lucru. De-aia am ținut morții să-mi iau un UPS care să ducă sursa și sistemul la capacitate maximă măcar 15.000. Monitorul e Dell, un brand pe care îl folosesc de mulți ani, 27 de inci ca primul monitor, de gaming, 144 Hz IPS. Carcasa e full tower, nu mi-a plăcut niciodată carcasele mici, are airflow excelent, deși am insistat eu să-mi pun panelul de plexiglas în față, fiindcă arată mai bine. Și cam astea sunt componentele inițiale, așa că să trecem la montaj. Primul lucru pe care trebuie să-l faci când montezi un PC nou este să-i pui placa de bază pe folia protectoare, eventual și pe cutie, ca să o izolezi de electricitatea statică ambientală. În felul ăsta creezi un soi de banc de lucru foarte util să testezi dacă toate componentele funcționează corect înainte să te chinui să le bagi în carcasă și să devine inaccesibil. Aici observați cum identific colțul marcat special de procesor și pe placa de bază și folosesc sistemul de prindere de la AMD ca să ajut procesorul să se așeze pe lăcașul său corect. Montarea RAM-ului e destul de simplă și fiindcă eu am quad channel, va trebui să umplu toate cele 4 sloturi disponibile pe placa de bază, asigurându-mă că fiecare DIM e prins corect în clapetele din capete. Și da, uneori e nevoie să ajuți clapetele să fixeze RAM-ii, fiindcă n-am vrut să forțez prea tare apăsarea pe placa de bază. Următorul pe listă este coolerul de procesor.
Și fiindcă eu n-am mai instalat niciodată până acum un AIO, am subestimat un pic cât îmi ia să-l montez, propriu zis, pe procesor. Pentru că și el în sine trebuie montat. O să vedeți imediat asta. De asta m-am grăbit puțin cu pasta termoconductare. Am aplicat-o ceva mai devreme decât trebuia pe procesor. Trebuia să mai aștept un pic până când era AIO-ul gata. Cantitatea de pastă necesară e de obicei mult mai mică decât am văzut unii oameni că folosesc. Eu am pus aproximativ cantitatea unei babe mai mari de mazăre și am suplimentat foarte puțin ulterior. Aici m-am asigurat că bracketurile corecte sunt montate fix lângă procesor ca să aibă culorul de ce să se lege când încerc să-l montez. Asta e momentul când am început să-mi dau seama că fixarea asta nu va fi chiar așa simplă pe cât credeam și am meșterit la sistemul de prindere un pic. Trăiască manualele de instrucțiuni cu cine le-a inventat. Realizând că o să-mi fie mult mai greu să montez ventilatoarele pe AIO după ce îl fixez de procesor, m-am apucat să le și montez pe radiator din timp. În sfârșit, momentul adevărului, fixarea coolerului pe procesor. A fost, hai să zicem, puțin mai greu decât mă așteptam, dar până la urmă i-am dat de cap. Întotdeauna eu personal abia aștept momentul de după montaj în care pot să scot foliile de pe părțile lucioase. Voi nu? Asta e controllerul Addressable RGB, care a venit la pachet cu carcasa Color Master și în care am înfipt câteva din RGB-urile necesare. Vă reamintesc faptul că în faza asta montajului nu trebuie să te chinui să faci lucrurile să arate foarte frumos, ci doar să le asamblezi și să vezi că funcționează. Bun, a venit vremea unităților de stocare și începem cu cel mai puternic SSD NVMe de 1TB, care va fi casa Windows-ului și a aplicațiilor. În momentul în care montam NVMe-ul ăsta, nu înțelegeam dacă mai are sau nu nevoie de vreun standoff sau ceva similar și încercam să caut informația asta în manual, dar până la urmă m-am prins și am pus unul. Și al doilea SSD NVMe de 1TB a fost instalat în manieră similară. Se apropie momentul adevărului. Conectăm primele componente la sursa de putere. Sursa vine cu cablurile proprii de foarte bună calitate și de capacitate mare și vă sfătuiesc să nu faceți greșeala să folosiți alte cabluri decât ale sursei voastre sau să refolosiți cabluri mai vechi, fiindcă aveți șanse să compromiteți vreo componentă în timp. Inițial am conectat sursa la slotul de pe placa de bază destinat alimentării procesorului. Apoi am conectat cablul gros care alimentează majoritatea restului componentelor de pe placa de bază. În starea în care acum sistemul pare un amalgam de cabluri care merg așa peste tot, dar să știți că până la urmă, lucrurile se arată mult mai bine. O să vă arăt la final ce cable management am reușit să-i fac și în spate și în față. Apoi mi-am dat seama că și sursa are un conector de date pe placa de bază într-un port USB, probabil ca să ofere informații sistemului despre cât de bine funcționează sursa respectivă. Apoi am conectat monitorul în portul HDMI al plăcii video integrate. Abia apoi mi-am dat seama că lucrul ăsta e o greșeală. Vă povestesc imediat de ce. Ca să pot să controlez calculatorul în BIOS, evident că o să am nevoie și de tastatură.
Și acum, convins că am conectat tot ce avem nevoie să conectez în calculator, am pornit întâi sursa de putere și apoi calculatorul de pe switch de pe placa de bază și am așteptat. Și am mai răsfoit manualul și am mai așteptat. Sistemul pur și simplu nu voia să facă post și să intre în BIOS, indiferent de câte ori apăsăm eu tasta delete. Cât timp urmăriți frenezia mea în încercarea de a convinge calculatorul să pornească, o să vă povestesc exact care era problema. În mod uzual, procesoarele sunt responsabile cu a genera semnal video în momentul în care sistemul nu are nicio placă video externă existentă. Noile procesoare de la AMD nu mai au funcția asta, tocmai ca să elibreze arhitectura procesorului de o componentă care nu mai e atât de utilă și să permită performanță mai bună prin folosirea mai eficientă a scoțului de pe procesor. Și din motivul ăsta, degeaba conectasem un monitor la HDMI-ul plăcii de bază, fiindcă placa de bază nu primea semnal video de la procesor, n-avea ce să afișeze. A durat ceva până m-am prins de treaba asta, dar în cele din urmă, după ceva frustrare, i-am dat de cap. După ce m-a lămurit Google exact ce să fac, am luat placa video de pe vechiul meu PC, am montat-o și a funcționat. Avem post, avem BIOS, puteam să facem chestii. Asta așteptam. Vizibil încântat, am mers mai departe cu configurările necesare. Mai exact, am setat prioritatea de boot, am setat viteza RAM-ilor și așa mai departe. Apoi mi-am pregătit biroul să devină banc de asamblare pentru carcasă și pentru toate componentele care momentan erau vărsate pe masă și pe care a trebuit să le pun în interiorul carcasei. Dacă mă tot vedeți cu telefonul în mână, făcând poze, filmând lucruri, să știți că am pus întreg procesul de asamblare a noului meu PC pe conturile mele de TikTok și de Instagram, chiar în zilele de după asamblare. Cum ziceam și mai devreme, am eliminat din sistem coolerul care nu se potriva cu etosul noului meu PC, și anume, nu era RGB. În locul lui a apărut alternativa RGB ca să completeze vizual setup-ul din interiorul carcasei și veți vedea imediat cât de bună a fost decizia asta. Apoi am avut nevoie de ajutorul lui Carmen ca să mut placa de bază exact așa cum era de pe bancul de lucru în interiorul carcasei. Fixarea plăcii de bază de standoff-urile din carcasă trebuie tot timpul să se facă cu grijă, fără forță fizică prea mare, și tot timpul în colțuri diametral opuse ale plăcii de bază ca să asigurăm o prindere uniformă și în același timp să nu riscăm să crăpăm placa de bază de la prea multă presiune. Am văzut prima dată tăvița aia magnetică la Jace to Sense și mi-am dat seama din prima secundă că trebuie să o am. Cât trecem prin momentele astea destul de boring, o să vă povestesc câte ceva despre cum am ajuns eu să am, nu pasiunea, dar deprinderea de a asambla calculatoare. Am avut privilegiul să am calculator acasă încă din 1991, pentru că tatăl meu a fost printre primele generații de informaticieni din România. Acum e la pensie, pescuiește. Se împlinesc deci 30 de ani de când am avut parte de primul PC, în 286, care s-a transformat în 486, apoi în Pentium 1, Pentium 3, Pentium 4 și așa mai departe. Odată la 3-4-5 ani trebuia să duc muncă de convingere la părinți să-mi schimbe PC-ul, fiindcă nu mai mergeau ultimele jocuri, odată ce îmbătrânea fiecare sistem în parte. De mai mulți ani încoace a trebuit doar să mă conving pe mine însumi că e nevoie să schimb sistemele și aproape de fiecare dată am ales să asamblez unul de la zero. Aici încerc să montez AIO-ul pe partea de sus a grilajului carcasei și în timp ce fac asta poate îmi dați voi o idee. Încă am PC-ul precedent și nu m-am decis exact ce să fac cu el, așa că dacă aveți vreo sugestie, apropo de destinația acestui PC un pic mai vechi, dar foarte, foarte bun, chiar și după standardele de astăzi, le aștept în comentarii. PC-ul vechi a rezistat destul de mult, vreo 6 ani și ceva, asta și pentru că i-am upgradat la un moment dat placa video, la jumătatea perioadei astea. Acum pun carcasa în poziție verticală pentru a monta sursa de curent. Veți vedea că o să se aglomereze din ce în ce mai mult cu cabluri interiorul PC-ului. Dar vom rezolva problema asta abia la final prin arta antică
numită Cable Management. Cei care se pricep vor observa că am scos placa video de pe placa de bază înainte de introducerea în carcasă și acum urmează să o instalez din nou, de data asta în carcasă. N-am apucat însă să vă spun că eu când mi-am comandat componentele nu apucasem încă să-mi comand și placa video dedicată acestui nou sistem, pentru că am fost căpos și am vrut o anumită placă video care abia apărus. În decembrie și cred că și acum, stocurile de plăci video Nvidia pentru seria 30 sau 3000 sunt foarte mici, pentru că datorită pandemiei, producția de plăci video a scăzut masiv și cererea a crescut extrem de mult. Cred că 2020 a fost anul în care s-au asamblat cele mai multe PC-uri din istorie, de departe, parțial datorită pandemiei, parțial datorită faptului că au apărut pe piață componente noi și s-au ieftinit unele mai vechi. Și dacă pe procesor, spre exemplu, am plătit un preț foarte rezonabil raportat la performanță, pentru că topul de gamă era de 3-4 ori mai scump, pe placa video am optat pentru un RTX 3080, care la momentul în care am montat prima dată sistemul, adică în filmarea pe care o urmăriți acum, încă nu ajunsese. Așa că am fost forțat să folosesc placa video de pe vechiul PC, cel puțin 2 săptămâni, până când a ajuns comanda făcută pe PC Garage. PC Garage care, apropo, cred că sunt singurii care au făcut o listă de așteptare civilizată pentru plăcile astea video în contextul complet unic, ne-am mai întâlnit până acum probabil, cum a fost ăsta al seriei de 3000 de la Nvidia. Dar nu vă faceți griji, vă arăt și cum arată sistemul cu 3080 funcțional. După ce am acoperit sursa cu capacul destinat acestui scop inclus în kitul de carcasă, am început lungul proces de cable management și optimizare de trasee de cabluri din carcasă. Am scos practic toate RGB-urile din controller și am încercat să-i găsesc un loc potrivit în carcasă controllerului ca să nu deranjeze fluxul de aer prin carcasă și să fie cumva la îndemână, eventual pe lângă niște găuri din carcasă prin care să pot duce cablurile până la el prin spate. Mi-au dat mici bătăi de cap componentele ARGB și cele 3 sau 4 standarde diferite din industrie. 2 pin, 3 pin, 4 pin, diferențe de voltaj. Aș vrea să standardizeze și producătorii ăștia de componente conectorii ca să putem să avem și noi mai puține bătăi de cap cu combinarea mai multor componente și LED-uri RGB, dar din păcate sunt conștient că sunt slabe șanse să se întâmple asta vreodată. Înainte să continuăm, pentru transparență, voiam să vă arăt și lista completă de componente cumpărate exclusiv pentru PC-ul ăsta, fără echipamente audio și de vlogging. În dreapta puteți vedea și prețurile aproximative de la data la care le-am cumpărat. Tot timpul, achizițiile astea sunt făcute conștient fiind că peste un an sau doi, un sistem identic se va ieftini cu 20-40%, dacă nu mai mult. Însă asta e prețul plătit pentru o performanță de top, de care începusem să duc lipsa pe vechiul PC. Revenind, m-am apucat și de puțină ordine pe birou, am instalat mouse-ul și am realizat că n-am instalat corect cablurile de la RGB controller, după ceva zeci de minute de muncă. După ce am bricolat puțin prin spate, însă sistemul a pornit și RGB-urile chiar s-au aprins. Ăsta e momentul fatidic. Am fost foarte încântat și m-am apucat să instalez software pe PC. Asta practic fiind ultimul pas înainte de darea în folosință, dacă vreți. Nu e chiar cea mai bună lumină ambientală, dar uitați cât de frumos arată RGB-urile astea. Sper să vă placă și vouă. Aici pe spatele monitorului se văd stripurile de hue, iar fanurile astea de 200 de mm mi se par absolut fantastice. Nici în interior situația nu e mai puțin roz, dacă vreți. Avem un AIO cu pompă RGB și două ventilatoare de 120 mm, un ventilator de 120 mm pentru evacuarea prin spatele carcasei și 4 memorii RAM pline și ele de LED-uri. La componentele care se văd aici s-au adăugat între timp o placă de sunet de la Creative, un AE5 Plus și bineînțeles Nvidia GeForce RTX 3080. A treia cea mai performantă placă video din lume după RTX 3090-ul celor de la Nvidia și AMD Radeon RX 6900 XT, care abia se lansase la momentul în care asamblam eu PC-ul. Deci ea era inaccesibilă. Apoi am montat capacul frontal al carcasei. Știu că nu ajută foarte mult la airflow, dar îmi place maxim cum arată ventilatoarele astea RGB de 200 mm cu carcasa de plexiglas transparentă. Aici vedeți și câteva detalii din cum ar trebui să arate cablurile prin spate în prima instanță, după o primă încercare de cable management acolo. Și zic încercare pentru că nu mai făcusem cable management de mult
Și după ce m-am uitat mai bine la cum arată cablurile în zona asta, le-am scos pe toate și am refăcut cable managementul ceva mai târziu. Pentru moment însă, eu cred că am terminat cu zona din spatele carcasei. Urmează să trecem la celălalt lateral al carcasei. Eu îi zic spate lateralului ăsta din dreapta, cum te uiți la ea, pentru că îl văd foarte rar stând propriu-zis în partea diametral opusă. Așadar, după un minim de cable management și aici, urmează să-i punem ultimul capac, care este și el din plexiglas transparent. Și urmează să vă arăt exact cum arată carcasa asta și biroul cu totul atunci când este în funcțiune. Înainte să fac asta, însă trebuie să-i mulțumesc foarte mult lui Mario Popescu, un prieten bun care m-a ajutat cu filmările astea pe care tocmai le-ați văzut. Pe el o să-l găsiți în curând pe mariopopescu.com. Eu zic că arată mișto. Astea sunt și performanțele. Pot deci să declar oficial că PC-ul meu este OZN. Sper că ți-a plăcut videoul ăsta despre PC-ul meu actual. Dacă da, dă-mi un like și în felul ăsta ajuți ca videoul ăsta să ajungă și la alți oameni. Dacă nu, dă-mi un dislike și spune-mi în comentarii ce aș fi putut să fac mai bine. Dacă vrei să fac mai multe videouri în care să vorbesc despre componente de PC și nu numai, scrie-mi, te rog, un comentariu mai jos. Oricum, un subscribe, un click pe clopoțel și selectarea opțiunii toate videourile te va ajuta să primești videourile mele de acum încolo. De săptămâna viitoare revenim la programul nostru uzual, dacă pot să spun așa, și urmează chiar un live pe tema interviului de angajare. Stai pe aproape și succes în carieră!